Salut, balanțe! Voi prezenta pe scurt horoscopul pentru perioada 1-15 iunie 2024. Este o perioadă în care toată energia din Taur s-a mutat în Gemeni. Aici avem Soarele, Venus, Jupiter, Mercur. Este un domeniu al cunoașterii, al studiilor, al călătoriilor lungi. Aveți această energie în comunicare, în acumularea informațiilor și transmiterea lor, în comunicare cu apropiații, în relații noi, dar relații care nu sunt selectate. Sunt relații bazate mai mult pe cunoaștere, pe informații. Venus este în conjuncție cu Soarele. Cunoașterea, studiile sau călătoriile lungi vă favorizează talentul, creativitatea, frumusețea, luxul, reușita în afaceri și tot ceea ce faceți sunt pentru bucuria voastră. Relațiile sunt sentimentale, creative și de iubire. Sănătatea este bună. În 6 iunie, luna nouă este în Gemeni. Ea se formează la ora 15:37, în 16 grade 17 minute Gemeni. În cunoaștere, studii, călătorii, este un moment emoțional și favorabil începerii unor studii, cursuri sau călătorii prin care urmăriți informarea celorlalți. Aici totul dă acea senzație de creștere, de dezvoltare, adică veți fi tentați să participați la nu știu câte cursuri, la mai multe concursuri sau să mergeți în mai multe călătorii deodată. Deci este o, am zice chiar o exaltare. Dar norocul este că apare Saturn, care cumva, fiind într-un aspect de cuadratură cu luna nouă, cu Venus, dar și cu Soarele, luna nouă înseamnă luna în conjuncție cu Soarele, luna nouă este în conjuncție cu Venus și toate în cuadratură cu Saturn. Aici vă aduce schimbări, finalități care vă dau duritate, autoritari. Mergeți cu această autoritate până la extrem. Impuneți celorlalți reguli și norme, vă asumați rolul de autoritate. Toate acestea sunt impuse de experiența voastră. Relațiile sunt autoritare. În 7 iunie, Soarele și Venus este în quadratură cu Saturn. Schimbări, finalități, dau frustrări, nervozitate, blocaje apărute prin neacceptarea responsabilității și autoritatea, preferați lupta și revolta, lucru care este până la urmă înmuiat așa cumva de Venus. Puteți avea obstacole, dar cu eforturi acceptați în final responsabilitatea și autoritatea. Vă acumulați experiență, puteți înlătura blocajele. În relații deveniți responsabili. În 15 iunie, opoziția lui Lilith cu Neptun, pe axa sacrificiilor, o axă karmică, sănătate, secrete, iubire, datorii, se formează un careu în T cu planeta focar Venus. Ea este legată de cunoaștere, studii, călătorii lungi, unde sunt acumulate frustrările, nervozitatea, riscurile, cheltuielile prea mari, posibilitatea să aveți datorii care vă depășesc sau riscul să fiți păcăliți și furați. Încercați să vă concentrați pe casa opusă, fiindcă Venus este în Gemeni, casa opusă este Săgetătorul.
pentru voi balanțele înseamnă comunicarea cu apropiații, cu frați, surorii, vecini. Dați mai multă atenție acestei comunicări. Eu vă doresc, vă fac acum și tarotul, era să spun că s-a terminat, dar haideți să vedem ce primiți din partea tarotului. La baza pachetului, un paj de monede. Am spune că sunteți tentați de o afacere, de ceva care să vă aducă bani. Această tentație a voastră, să știți că s-ar putea să vă aducă pierderi. Deci nu intrați în, nu sunteți pregătiți pentru a intra într-o afacere de așa anvergură și poate să vă aducă într-adevăr un furt. Judecata, trezirea morților. Am spune că este acea trompetă care trebuie a îngerului, care vă atenționează că nu sunteți acolo unde ar trebui să fiți, că trebuie să acceptați o schimbare, trebuie să faceți ceva, să schimbați în viața voastră. Deci este o schimbare care poate fi benefică pentru voi și să vă apropie de poziția unde ar trebui să fiți cu acest înger care sună din trompetă. Prințul de cupe poate să arate o relație cu o persoană cu ascendent zodie în pești, un bărbat tânăr care este un fel de curtezan. Călătorește mult, cheltuie mult, nu vă puteți baza pe acest personaj, el creându-și atmosferă plăcută și distracție. Voi sunteți într-o așteptare, așteptați să primiți ceva, așteptați să primiți un răspuns. Voi. Fericirea și cunoașterea. Și iată, aveți acest 10 de spade care arată clar că sunteți puși la pământ, sunteți efectiv probleme de sănătate, probleme cu financiare, cu resursele, cu bunurile materiale, foarte mulți dușmani care au reușit într-adevăr să vă doboare. Fericirea voastră, sau am putea spune ceea ce vă aduce bucurie, este o veste, o veste pe care puteți să o primiți de la un bărbat cu ascendent zodie în Săgetător, care poate să vă aducă o veste. Cunoașterea, studiile, religia și chiar călătoriile sunt legate de o casă. Fie unii dintre voi vreți să stăpâniți o situație și studiați religia, filozofie, dar și, să spun, drept, dar poate să fie și o călătorie pe care o faceți pentru voi, pentru a închiria o casă, pentru a cumpăra o casă. Deci poate să reprezinte și aceasta o călătorie pentru a primi o casă. În ceea ce privește resursele, aici aveți un 8 de monede. Contestare. Cineva vă contestă tocmai resursele făcute prin munca voastră, ceea ce nu este normal, dar nu puteți face nimic. Adică aceste persoane asta știu și asta fac. Dacă încercați să le convingeți, nu veți face decât să vă pierdeți timpul, să pierdeți bani, nu le veți convinge de nimic.
Rutina voastră zilnică sau legat de locul de muncă sau de sănătate, primiți o veste, un 8 de spade, poate să fie o veste sau o informare care vă dă așa un fel de blocaj. Nu găsiți un răspuns, nu găsiți o soluție, dar toate se rezolvă. Deci este vorba de un 8 de spade. Regina de cupe arată în primul rând o relație pe care o aveți legată de carieră, de menirea voastră, de profesie, de societate sau familie chiar, cu o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac, care arată sentimente, sensibilitate, romantism, dar este o femeie totuși care este foarte schimbătoare și nu vă puteți baza pe sprijinul ei. În ceea ce privește comunicarea, contractele și relațiile. S-ar părea că în comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, voi veți comunica în primul rând cu persoane care vă dușmănesc teribil, persoane care v-au făcut foarte mult rău, v-au doborât, v-au pus la pământ. Trebuie să vă ascundeți scopurile. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele sau chiar iubirea, relația cu partenerul de viață, căsătoria, pentru unele balanțe, trebuie să faceți o alegere. Acești îndrăgostiții, da, deci reprezintă și gemenii, dar reprezintă o alegere obligatorie. Nu puteți să mai tărăgănați, trebuie să faceți această alegere. Este o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute, o alegere dificilă pe care va trebui să o faceți, o alegere care este între un lanț de flori și un lanț de fier. Sfatul arcanei este: alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp. Optul de bâte arată comunicarea voastră cu relațiile pe care le aveți, fie o relație profesională, fie o relație cu prieteni, cu protectori. Este o comunicare foarte rapidă care vă ajută. În familie, în schimbări, transformări și karma voastră. S-ar părea că în familie, în cămin, aveți o confruntare. Este o confruntare ca o rivalitate, așa ca între copii, adică mici minciuni, mici bârfe, mici răutăți care nu aduc o rezolvare. Am putea spune că este un 5 de bâte care nu puteți ști niciodată cine câștigă în această rivalitate. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, renașterea, este un as de bâte. Am zice că veți acționa, veți începe ceva, veți face ceva. Acest lucru va aduce o rezolvare, poate să vă aducă o relație nouă, un proiect nou pe care să-l începeți, o călătorie. Dă un aspect benefic pentru voi. Treiul de cupe în acest domeniu al secretelor, al sacrificiilor, al sănătății, al karmei, al iubirii, al datoriilor. Un trei de cupe arată o reușită, o petrecere, sărbătoriți ceva. Deci va fi ceva care va aduce o serbare. Distracție, cunoașteți relații noi, vă simțiți bine, dă un aspect benefic. Aceasta a fost citirea pentru voi, balanțele. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!